Comorul produs miercuri la o terasă din sectorul Râșcan din Chișinău a bulversat societatea, ridicând multe semne de întrebare. Jurnaliștii Canal 5 au discutat cu oamenii pentru a afla ce cred despre acest caz, dacă se simt în siguranță pe străzile capitalei, cum evaluează activitatea poliției și a altor instituții menite să garanteze securitatea cetățenilor și dacă ar trebui să urmeze demisii ale responsabililor după producerea unei astfel de crime ziua amiaza mare în capitală. Pe cei din poliție îi doare în cot, măi băieți, pentru că nu lucrează, nu lucrează așa cum trebuie. De asta s-a întâmplat totul. Vrem să întrebăm oamenii dacă în general se simt în siguranță. Nu, nu se simt în siguranță, de parcă se întorc anii 90, când ne temeam să ieșim undeva. Eu consider că aceasta este o scăpare a serviciilor noastre de securitate. Să iei pe sus găgăuzii care aterizează din Rusia sau alte acțiuni pe același stil sau să pui pe fugă bătrânelele care vând mărar la poarta pieței nu chiar e ceea ce trebuie. Eu totuși cred că anume sistemul de securitate, adică organele de securitate, ar fi trebuit în acest caz să-și facă treaba, adică încă la trecerea hotarului, cu ce acte, de unde a venit, da, este o scăpare. După un astfel de incident, credeți că ar trebui să-și dea demisia conducerea Ministerului de Interne, ministrul, șeful poliției, șeful serviciului de securitate? Probabil că undeva într-o țară europeană sau în unele țări mai civilizate, cred că asta ar trebui să fie o demisie de onoare. Cred că da. Pentru o astfel de scăpare ofensatoare, cred că da. Poliția, în loc să-i prindă pe bandiți, îi prinde pe cei din opoziție. Ar trebui să-și dea demisia, dar acest lucru nu se va întâmpla, pentru că nu mai este clar ce-i cu țara asta. În general, este un adevărat haos, haos și anarhie în țară. Bineînțeles că sunt revoltată. Cine știe câți dintre aceștia se mai plimbă încă prin oraș. Sunt revoltată de munca polițiștilor noștri. Nu mai înțeleg ce fac. Sau la aeroport, am o prietenă care a venit din Israel și a fost ținută timp de 5 ore. 5 ore nu i s-a permis să iasă din aeroport. Mă întreb pentru ce. Pe când aici, uitați-vă ce se întâmplă. Desigur, este foarte periculos. Ne-am dorit să fim mai protejați, să ne simțim mai în siguranță. Și sper că toate cazurile astea o să facă poliția să fie să lucreze mai mult și ca noi cetățenii să ne simțim mai în siguranță. Credeți că conducerea Ministerului de Interne, a Inspectoratului General de Poliție și a SIS-ului ar trebui să demisioneze după un astfel de incident? Cred că dacă ei nu și-au îndeplinit corect obligațiunile, atunci da. Se pune întrebarea cum a ajuns el la noi în țară, de ce nu a fost prins imediat dacă Interpolul îl caută. Dacă nu lasă să intre oamenii de rând care vin din Rusia sau din altă parte, avem probleme cu securitatea, nu numai cu poliția, ci și cu toate serviciile care ar trebui să ne garanteze securitatea. Neliniștile oamenilor vin pe fondul omorului produs în amiaza zilei de 10 iulie în sectorul Rășcane al capitalei, dar și a mai multor crime de răsunet care au zguduit în ultima perioadă societatea și opinia publică din Republica Moldova. Una din cele mai grave a fost cea de acum un an, de la aeroportul Chișinău, unde un polițist de frontieră și un agent de securitate au fost împușcați de un individ căruia nu i s-a permis intrarea în țară. O altă crimă teribilă a îngrozit întreaga țară, când o tânără de 19 ani din Orhei a fost ucisă însărcinată fiind în luna a 6-a. Principalul suspect este un individ de 45 de ani, a fost angajat al poliției care a fost reținut. În acest an, un băiețel de 14 ani a decedat după ce a fost accidentat de către primarul satului Boldurești, fost comisar de poliție al raionului Nisporeni și care a fugit de la locul accidentului, dar a fost reținut ulterior. Anul trecut, un alt caz răsunător a avut loc în raionul Călăraș, când un conducător auto care s-a dovedit a fi un procuror a intrat cu mașina în plin într-o căruță, provocând moartea a 4 oameni și rănirea altor 2. A cutremurat țara și tragedia de la Sângera, unde o polițistă de 22 de ani a urcat în stare de ebrietate avansată la volan și a lovit cu mașina mai mulți pietoni, iar în rezultat o persoană a decedat. O altă stare de alertă provocată în capitală la începutul acestui an a fost atunci când un condamnat care avea la activ peste 60 de infracțiuni a fugit chiar din incinta Inspectoratului de Poliție Botanica. În cele mai multe din aceste cazuri, anchetele încă sunt în derulare, nefiind pronunțată o decizie finală.